Dumnezeu și bine v-am găsit, iată, azi după atâta timp a venit și la noi vremea bună și am zis să arunc și eu o privire în coloniile de albine, să vedem unde a căzut vreo matcă și să vedem ce avem de făcut. Și începem să verificăm o colonie. Anul trecut, cei care m-ați urmărit, ați văzut că această colonie are ca matcă o regină bătrână, o regină bătrână în vârstă de la Eduard. Iată, aici avem păstură și avem ceva miere aici pe colț, e mai în coroană ceva. E bun. Continuăm mai departe. Această colonie a iernat pe 7-a. Putem să facem o verificare. E destul de cald. Iată, aici avem deja puiet. A doua ramă se va vedea, dau un pic cu mâna așa, aici este puietul căpăcit, dar acum ar cam trebui să fie peste tot. Aici are păstură în zona aceasta, miere, este a doua ramă. Colonia arată foarte bine. Ea n-a mai ieșit la zbor din decembrie, așa este aici în zona, mai frig. Acum mergem mai departe, deci pe a doua ramă avem puiet. Acum e posibil să se fie adunat ghemul în partea asta la alta, lângă polistiren. Iată, avem și pe a doua ramă avem puiet. Avem, se va extinde odată cu căldura, iată și pe partea cealaltă. Anul ăsta n-am dat stimulare, deci deloc. În filmul anterior puteți vedea cum am preparat turta. Acum o să-i dau prima dată, fiindcă are puiet. Și face și un zbor. Iată ce. Are miere suficient. Până în luna mai are mâncarea aceasta. Și aici avem o oată, dacă am văzut bine. Da. Trebuie să mă credeți pe cuvânt, asta e. Pe partea asta e suficient. Să văd dacă mai strâng o ramă. Nu știu dacă s-a văzut destul de bine. Ce să zicem, a trecut albinuții de iarnă într-un fel. De acum nu prea ar mai fi voie să pierdeți colonii de albină. Iată. Aici am ui doar de mâncare. Așa arată. Acesta e o colonie simplă. Ia să vedem, cred că o să o strâng cu o ramă, să fie albina îndesată bine pe rame. Iată. Și aceasta e o ramă. Aici deja e mai puțină albina.
așa că o să o strâng cu o ramă, văzând câtă mâncare are pe ramele respective, o să strâng. Bun. Aceasta e o ramă mărginașă. Iată, partea asta altă nu are nimic. O să o strâng. O să o strâng, fiindcă stă mai bine dacă e strânsă. O strângem la 6. Avem timp să o extindem în luna... la aprilie. Îi las așa după diafragma aici. Deci avem un pic de puiet și noi. Avem și un pic de albina. Rama asta o lăsăm așa. Bun. Și acum să vă arăt, știți că, nici nu știu, la sfârșitul lunii ianuarie am făcut turta respectivă și să vă prezint. Cum se prezintă ea acum. Iată, dăm și noi acum, asta e o turtă proteică, e turtă cu polen, cine este interesat să se uite la filmare. Ce este interesant la turta asta, eu n-am mai făcut-o până acum, este că ea și după o lună de zile e foarte moale, e faină așa, se păstrează. O tai în două și dăm la albinuțe acum proteina. Ca să aibă ce să mănânce puiet. Cu toate că are și păstură suficientă, această turtă e pentru varoa mai mult. Trebuie să îndepărtăm un pic albinuțile, să nu ne turtim. Avem grijă de lucrul ăsta. Deci, ăsta este filmulețul cu primul stup deschis de anul ăsta. Mai avem și mai micuți, normal. Mai avem de făcut și ceva unificări, unde s-a pierdut matca. Deci, cam asta este. O să mai fac ceva filmulețe, să văd imediat. Până data viitoare, numai bine!